Salut și bine v-am găsit și bine v-am regăsit în cască, ne cunoaștem deja, da. Îmi cer scuze pentru zgomotul care o să-l auziți în acest videoclip, dar este apa de la bucătărie care fiica mea vrea să-l las deschisă pentru că ea trebuie să joace. Salut, Ampa! Tragem un respir lung ca să-mi găsesc curajul și puterea. Cum ați citit oricum din titlu, astăzi mă întorc cu un nou videoclip și în acest videoclip vreau să vă arăt ceea ce am cumpărat eu pentru Diana, de îmbrăcat și de încălțat. Pentru Ginevra nu am cumpărat, dar nu de răutate, dar pentru că are destule. Și pentru un bebe. Nu, să nu vă faceți griji, nu sunt însărcinată. Dar peste câteva luni o să devin mătușă pentru prima oară și am descoperit de puțin câteva zile, puțin timp, câteva zile, că cumnata mea așteaptă un băiețel și așa că n-am putut să mă abțin și am avut și oportunitatea, ocazia, mi s-a nimerit așa să găsesc niște lucrușoare care mi-au plăcut foarte mult, sper să-i placă și ei, pentru bebe și vreau să vă le arăt. În plus, vreau să vă arăt și niște jucării care sunt pentru Ginevra, pentru că peste câteva săptămâni să fie ziua ei, și pentru o jucărie pentru bebe, un set de jucării pentru bebe. Toate aceste lucruri care o să vă le arăt acum sunt numai de la Lidl. Am preferat să împart lucrurile de la magazin la magazin și astăzi o să vedeți numai lucruri de la Lidl. Da, mama, da. Pasta? Haideți să începem imediat. Primul lucru care vă arăt este o rochiță pentru Diana, cu mine și pentru... Nu fare troppo casino, grazie. Grazie. Așteptați că îmi dau mâna. Pentru Diana, pentru la grădiniță, ea în ultima perioadă, ultime luni, este fixată cu rochiță și fustițe. Și așa că am vrut să fac această plăcere, piano. I-am cumpărat această rochiță, este măsura 2-4 ani, era și măsura 4-6 ani, era prea mare. Acum nu stau să le desfac pe toate, că dacă nu mai termin. Este 100% bumbac, se poate spăla la 40 de grade, se poate pune în mașina de uscat. Pe această rochiță am dat 5,99 €. Acum încerc să mut lucrurile pentru că văd că mândra mea începe să mă ude. O a doua variantă rochițe, nu sunt și pantalonii incluși, erau și pantalonii aparte, mi se pare 2,99 €, 3,99 €, cam așa ceva, dar noi avem deja și așa că nu i-am cumpărat, am cumpărat numai rochițele. Era și varianta asta, tot la fel 2-4 ani, tot pentru grădiniță, tot cu mânecă. Piano, Gini, piano, non rompere niente. Varianta asta cu roz mi-a plăcut foarte și cu bolonașe. Dacă mă urmăriți în vloguri, sunt sigură că o să le vedeți îmbrăcate toate aceste lucruri. Și mai era și a treia variantă în culoarea asta închisă. Nu că mă emoționează cine știe ce, că e chiar prea închis, dar pentru grădiniță este perfect, pentru că acolo se murdăresc de n-ai treabă și pentru grădiniță cred că este perfect. Aceeași discurs, 2-4 ani și așa mai departe. Tot 5,99 € bucata, da, pe rochițele astea. No, che mi bagni tutta, no. Cosa vuoi? To. Gioca con questo. Ia, m-a cumpărat și două pijamăluțe. Și acestea sunt măsură 2-4 ani. Una este varianta așa, cu bluziță gri și cu pantalon așa. Non toccare. Non toccare. Mai prostii îmi face cu asta. Și vina e numai mea pentru că o las. Perché nu mai așteptați o leac. Ok, scuzați-mă, sper să fi rezolvat treaba. Asta este a doua variantă. Mai era și a treia, dar n-am mai luat-o. Mi-am oprit la două. Pentru că mai am una sau două pijamăluțe care încă îi vin lui Diana și pentru toamnă suntem ok. Pe pijamăluțe am dat 4,99 €. După care, tot pentru Diana, pentru grădiniță, de mers la grădiniță, am cumpărat acești
papucei de casă, care o să-i folosească la grădiniță de stat acolo. Măsura 20, numărul 25, pe acestea am dat, și aveți că nu mi-aduc aminte, 4,99 € cu Ladybug. Acum este fixată și cu Ladybug. Și am mai cumpărat și tenis, tot pentru mers la grădiniță. Cine mă urmărește în vlog, știe că am mai cumpărat o pereche de, pe aceea o să-i țin acasă de bun, să spunem așa. Acestea le-am găsit la reducere, erau reduși, de la 8,99 € la 6,29 €. Avea 30% de reducere. Și acum să trecem la lucrurile... Cer scuze. Ok, îmi cer scuze din nou pentru întrerupere, dar sunt pie de case Ginevra. Este tot ok. Nu mi-aduc aminte unde am rămas. Cred că la papuci. În teorie, ok, pentru Diana, ce-am cumpărat pentru Diana, m-am arătat tot. Acum trec să vă arăt lucrurile de îmbrăcat care am cumpărat pentru bebe. Îmi cer scuze și acestea nu se le deschid în primul rând pentru că sunt un cadou și nu vreau să le să stric, cum se spune, confecția. O să încerc să vă le arăt cât de cât. În primul rând am cumpărat pentru 2,99 € o bluziță blu închis și aici are niște copaci tip pădure. Este făcut din 100% bumbac biologic. Am luat măsura 2-6 luni. Am preferat să nu iau 0-1 pentru că nu știu cât o să fie de mare copilul și așa că am preferat să iau o măsură în plus. Asta este 62-68 de centimetri. Și am cumpărat un set de baguri de Ginevra. Diana, nu se urla! Luni începe grădinița. Peste 3 zile, 4 zile, contând și astăzi, începe grădinița. Abia aștept. Abia aștept. Oricum, am cumpărat un set de 2 baguri cu mânecă lungă. Asta este, primul este cu alb și cu scrisul ăsta. Peace is the future. Cred că este, așa este scris. Tot măsura 2-6 luni, tot 100% bumbac. Hăinuțele astea se poate spăla până la 60 de grade și se poate pune în mașina de uscat. Pe setul de baguri am dat... Body, 3,99 €, adică 4,2 € baguri. Mi se pare un preț foarte bun. I-am cumpărat și un set de pantalonași. A rămas cu copacul. Pantalonaș de abinat la baliu și cu bluziță. Tot măsura 2-6 luni. Ceeași poveste. 100% bumbac ecologic. Se poate spăla tot la 60 de grade. Se poate pune mașină de spălat. Și acestea sunt variantele. Eu am ales să iau tot în varianta asta de alb bej cu albastru, dar era și varianta cu alb bej și maro. Eu am ales cu albastru, m-am dus cu clasic, am rămas cu moda veche și m-am dus cu clasic la mers cu albastru. Și am luat și un set de 3 perechi de șosețele. Aceasta în 2,99 €. Este măsura cea mai mică care eu am găsit-o. Nu știu dacă mai este măsură și mai mică. Sunt sigură că este măsură mai mare, dar mai mică nu știu. Oricum, asta este măsura 11-14. Cum vedeți aici, îmi pare rău să scos un fier, dar o să-l bag înapoi cu o clămiță. O agrafă, o clămiță, spuneți cum mai vreți voi. Oricum, nu știu, mi s-au părut foarte, foarte simpatici șosețelele. Și ultima chestie care am luat-o a fost acest set de babețele. 2 babețele la 2,99 €. Sunt duble fasă, adică se poate pune și pe o parte și pe alta. Și are buton la spate, nu are cornică, ca să nu se strângă de gât. Și această poveste, 100% bumbac și așa mai departe. Și acum trecem la jucării.
primul rând, vă arăt o jucărie care a cumpărat-o mama pentru Ginevra, așa că îmi cer scuze, dar eu nu mi-aduc aminte cât costă. Mi se pare în jur de 5,99€, dar nu sunt sigură. Oricum, este un tapet din ăsta de desenat, cu are inclus un carioca din asta cu apă. Aici vă arată că trebuie să luați carioca, o udați, desenați și trece timpul și desenul dispare. Când se usucă... Ok, îmi cer scuze, dar s-o întrerup că am primit un mesaj. Oricum, asta este de la una jumate până la 6 ani. Sperăm să se bucure Ginevra de el. Iar eu i-am cumpărat pentru ziua ei acest joc, am dat, dacă nu mă înșel, 7,99€ pe el. Îmi cer scuze, dar nu mai am prețul aici pe bon la jocurile astea, pentru că le-am cumpărat înainte. Am fost de două ori la Lidl, pentru că în bază m-am uitat pe depliant când ieșea, într-o zi ieșeau jucăriile, într-o zi, altă săptămână, o săptămână după au ieșit hăinuțele, așa că m-am dus de două ori și îmi cer scuze, dar nu mai am bonul, tichetul de la jucărie, așa că îmi cer scuze dacă prețul nu este exact, dar ori 7,99€, ori 8,99€, dacă mi-aduc bine aminte, era 7,99€. Oricum, asta e joc pentru copii de la vârsta de la 2 ani în sus, cu 14 bucăți. Eu l-am luat ca să întreneze, să învețe culorile, mai închis, mai deschis. Sper să se placă. Sunt bucăți din lemn, este joc făcut din lemn. Și tot din lemn am mai cumpărat acest set de construcții, să facă trei tururi din astea. Da, mama, arrivo! Înăuntru are 28 de bucăți și pe acestea 7,99€. Și ultima jucărie care o să vă arăt. A, nu! Uitați, mai am așa. Mai am două pentru Diana, pentru că am cumpărat și pentru ea. Ca să desfacă și ea ceva când o să fie ziua lui Ginevra, așa cum am făcut și pentru Ginevra când a fost ziua lui Diana. Da, mama, mi fai finire solo un attimo, arrivo. E urgente? Ma possiamo andare... Nell'orto? Sì, andate. Non fatevi male solo. Prima giocheria è questa. Per questa am dat 5,99€. Este un elefanțel de lemn și înăuntru sunt 61 de bastonași, adică 60, pentru că cred că o piesă este elefantul. Trebuie puse toate astea bețișoarele astea, pus aici în echilibru pe elefant și construit un tur. Este un joc pentru copii de la 3 ani în sus, făcut de lemn, sper să îi placă și Diana. Și tot pentru manualitate să facă jocuri de astea, am cumpărat și acest păun, tot din lemn, făcut cu, eu le numesc petale, dar ce-o fi astea, cu biluțe, cu fire de băgat una în alta. Vedeți și voi, înăuntru sunt 34 de bucăți, sper să-i placă, tot 5,99€ de pe astea. Și ultima jucărie care m-a spus set de jucării că l-am luat pentru bebe este acesta. Înăuntru are aceste 4 jucării, pe acest set am dat 12,99€, erau mai multe, vreo 3-4 seturi diferite, din jocuri diferite, pentru bebe mici. Tot la 12,99€, eu l-am ales pe acesta. Duminică o să-i dau împreună cu hăinuțele pe care le-am... Îmi cer scuze, iar s-au întrerupt, cum spuneam. Și nimic, asta a fost tot. Eu vă salut, dacă vă face plăcere și încă n-ați făcut-o, vă invit să mă înscrieți pe canal, să lăsați un like dacă acest videoclip v-a ținut companie și v-a plăcut. Și nimic, ce pot să vă spun, eu sper să ne vedem în curând cu un nou clipuleț. Pa!